Sute de echipamente medicale ultraperformante au fost livrate Spitalului Județean de Urgență Mavromati în cadrul proiectului de prevenire a infecțiilor nosocomiale finanțat prin PNRR. În valoare de 4 milioane de euro, cu tot cu TVA, proiectul conturat de echipa comună a Consiliului Județean și cea a Spitalului Mavromati a obținut în cadrul procesului de evaluare cel de-al patrulea punctaj la nivel național, 74 de puncte. Prin această afirmație, Spitalul Județean Botoșani beneficiază de 415 echipamente medicale moderne. Cele mai multe dintre ele au fost livrate și puse în funcțiune, iar în prezent se desfășoară licitațiile pentru ultimele două loturi. Principalele secții dotate cu noile echipamente sunt laboratoarele de analiză medicală, serviciul de sterilizare, secțiile ATI, blocul operator, blocul de nașteri, secția oncologie, serviciul de prevenire a infecțiilor, asociată asistenței medicale, ambulatoriul integrat și unitatea de primiri urgențe. În acest mandat, sumele atrase de către Consiliul Județean Botoșani din fonduri guvernamentale, europene și PNRR prin proiecte care vizează modernizarea sistemului sanitar, construcții noi, reabilitare de clădiri și aparatură medicală depășesc pragul de 50 de milioane de euro.